Salutare și bine v-am regăsit la un nou reading vlog. Este decembrie, a nins, sunt minus 3 grade, iar eu în niciun caz nu o să ies pe vremea aceasta afară, fapt pentru care m-am decis că o să citesc. Am încercat să fac un clip mai crăciunesc, dar nu am toate elementele la dispoziție, deoarece după cum bine vedeți, camera noastră de cămin încă nu este aranjat, nici nu cred că reușim să o facem săptămâna aceasta, dar vreau să citesc cele 3 volume, bine, volumul 6, 7 și 8 din seria Beastars. Este un serial de pe Netflix și are un singur sezon și surprinzător mi-a plăcut foarte mult, fapt pentru care am vrut să văd continuarea, deoarece abia peste o lună o să apară nou sezon, dar nu mai aveam răbdare, așa că am decis să cumpăr ultimele 3 volume apărute la Cărturești. După ce termin aceste cărți manga, vreau să citesc noua apariție de la Corin Tins, pe care probabil ați văzut-o cu toții, mai exact Urzeala Zorilor de Elizabeth Lim. Chiar sunt curioasă să o citesc, să văd ce părere am eu despre ea. Mă uit la bibliotecă să văd ce cărți necitite am acolo. Am câteva, am mai mult cărți de la Stephen King și câteva cărți pe care le-am primit de la Ida, pe care o să vi le arăt chiar acum. Draga de ea a fost o scumpică și mi-a trimis cartea Ultimul cadru de S.J. Watson, Suflete pereche de John Mars, dar și Soțiile de Terin Fisher. Îți mulțumesc, Aida, pentru aceste cărți și abia aștept să le citesc, dar clar nu o să reușesc să le citesc în cadrul acestui vlog, deoarece este miercuri, având în vedere că eu vineri de obicei editez ca să postez sâmbătă, nicio șansă. Acestea fiind zise, haideți! Nu am mai filmat de câteva săptămâni și nu mai țin minte replica mea. Știu că aveam o replică. Haideți să continuăm să citim. Haideți să începem să citim. Ce ziceam? Știu că ziceam chestia cu ne vedem la următorul update, dar nu am ce update să vă dau deoarece nu citesc nimica. Ne vedem mai încolo cu primul update. Cred că asta zicem. Revenim. A doua zi și, cum ați văzut în clipul anterior, am terminat cele 3 volume, mai exact volumul 6, 7 și 8 din seria Beastars. În caz că nu știți, Beastars e un fel de Zootopia, dar varianta mai adult. Subiectele pe care le abordează și modul în care abordează subiectele respective duce un pic spre content matur. Dar da, mie mi-au plăcut, volumului 6 i-am dat 4 steluțe, volumul 7 4,5 steluțe, iar volumul 8 a primit 4 steluțe. Acum este timpul să-mi fac o cafea, să mă apuc de treabă, să rezolv task-urile pe care le-am pentru ziua respectivă, azi. Iar după aia am să mă apuc în sfârșit de Urzeala Zorilor. Propun să o termin azi, deși are aproape 500 de pagini, dar cu siguranță am să citesc din ea și cu siguranță am să vă spun părerile mele. Și ne auzim mai târziu cu primul update la această carte. Revenim! După ce mi-am luat pauza de masă și având în vedere faptul că momentan nu mi-este foame, am zis să profit totuși de ea. Problema e că, deși vreau să citesc cartea, chiar vreau să o citesc și chiar plănuiesc să citesc astăzi,
În același timp aș vrea să continui serialul The Office. Nu știu dacă l-ați văzut, este pe Amazon Prime. Cred că am făcut o mică obsesie cu acest serial, deoarece într-o lună am reușit să văd 5 sezoane și mai am puțin și termin sezonul 5. Serialul este foarte cringe și este popular pentru fazele astea cringe, o să mă pun pe citit, deoarece totuși este un reading vlog, totuși trebuie să ne concentrăm pe citit. Iar mai pe seară am să continui serialul. Ne auzim mai târziu cu primul update pentru Urzeala Zorilor. Revenim! Ok, deci m-am decis să fac primul update pentru cartea Urzeala Zorilor și m-am decis să fac lucrul ăsta în timpul pauzei de masă, fapt pentru care, dacă draga mea șefă vede acest clip, tehnic vorbind, nu încalc nicio regulă, cred. Sunt la pagina 300 și până acum îmi place foarte mult, acțiunea este foarte interesantă, eu încă am impresia că este un retelling de la Rumpelstiltskin, dar cineva zicea că e retelling wannabe Mulan, wannabe altceva, I don't know. Dar acțiunea este foarte bună, îmi place. O urmărim pe Maya, care este o croitoreasă foarte bună. Da, deci o urmărim pe Maya, care este o croitoreasă foarte bună și asta e pasiunea ei, de a croi. Și se înscrie la competiția pe care împăratul o organizează, mai exact. Se adună toți cei mai mari croitori din împărăție pentru a deveni maestrul palatului. Ea se deghizează drept fratele, deoarece femeile nu aveau voie să participe la acest concurs, foarte rău din partea lor, din punctul meu de vedere, dar într-un final reușește să ajungă la palat, reușește să se dea drept fratele ei și momentan sunt la o scenă unde îi se cere drept probă, pentru care anumite probe de făcut, să facă 3 rochii. O rochie trebuie să fie țesută cu râset de soare, o altă rochie cu lacrimi de lună și o a treia cu picături cu sânge de stele. Dintre toate cărțile pe care editora Corintin s-a putut să le scoată, Urzeala Zorilor este, din punctul meu de vedere, cea mai bună carte. Pur și simplu m-a captat din prima, pur și simplu îmi place la nebunie și chiar am început-o ieri și de ieri până astăzi am citit, așa cum am mai spus, 300 de pagini, ceea ce este foarte bine pentru mine, care în ultima perioadă nu am mai citit nimic. Acesta este update-ul meu. Sper să termin astăzi, plănuiesc să termin astăzi, ca mai apoi să mă apuc de celelalte cărți pe care le-am în TBR, dar da, să vedem ce o să urmeze. Am revenit cu un nou update. Sunt la pagina 400 din Urzeala Zorilor, iar din acest moment eu nu mai pot să ofer detalii concrete, deoarece ar însemna să vă dau un spoiler. Îmi place acțiunea, îmi place povestea, îmi place vibe-ul de Mulan cu Rumpelstiltskin, o combinație din asta drăguță și interesantă. Romance-ul nu este chiar preferatul meu, deoarece are un pic vibe-ul ăla de insta-love, iar eu nu suport ideea de insta-love. De asemenea, tipul este la modul: ah, eu n-am iubit niciodată o fată până acum, sau ah, nu am fost atras de nicio fată, dar nimeni nu e ca tine, până acum n-am întâlnit o fată ca tine, ești specială, ești perfectă, ești tot ce aveam nevoie.
Iar o chestie asta, nu prea o suport. Dacă lăsăm romance-ul la o parte, nu zic că nu este bun, dar din punctul meu de vedere nu-i preferatul meu. Cartea este foarte, foarte bună. Inițial eu am crezut că intru într-un reading slump, din nou, având în vedere că în ultima perioadă nu am citit nimica și nu am avut starea necesară de a citi. Dar faptul că am reușit să citesc 400 de pagini de ieri până astăzi este un lucru minunat pentru mine și abia aștept să continui cartea. Cred că o termin în seara asta, deoarece mai am 100 de pagini. Am ajuns într-un punct unde cartea și-a atins apogeul și chiar sunt curioasă să văd ce plot twist ne așteaptă sau ce moment what the fuck ne așteaptă la final, pentru că nu cred că în 100 de pagini o să rezolvăm toate problemele pe care le are Maya. Așa că, acestea fiind zise, eu o să mă apuc de citit, o să termin cartea și după aia am să revin din nou cu ultimul update. I'm pretty sure, yeah. Special am terminat Frâzeala Zorilor. Așa cum am mai menționat, cartea mi-a plăcut foarte mult. Până la urmă i-am dat 4 steluțe din 5, deoarece ultimele 100 de pagini mi s-au părut puțin plictisitoare. Nu spun că au fost oribile, dar pur și simplu nu mi-a mai acaparat atenția. Romance-ul este ok, încă am impresia că a fost insta-love, încă am impresia că putea să mai amâne romance-ul, măcar până în volumul 2, dar asta e fix părerea mea. Consider că este cea mai bună apariție de la editura Corintins. Din nou, nu spun că celelalte cărți nu sunt bune, dar aceasta este o carte care chiar merită citită și chiar te scoate din orice reading slump. Dacă vreți o carte bună, fantasy, cu acel element de magie, deoarece avem și vrăjitori, avem și un regat și împărați și vibe-ul de Rumpelstiltskin și vibe-ul de Mulan, Urzeala Zorilor este alegerea ideală. Aici am să închei clipul, vă mulțumesc că v-ați uitat. Nu uitați să dați un like, un subscribe și ne vedem data viitoare cu un nou clip. Bye!